Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimb. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, evident. Văd că deja avem burtiera cu tema emisiunii, ghelari între dezvoltare și oportunități, așa că mă grăbesc să-l prezint pe primarul comunei Ghelari, domnul Toma Emerson și pe deasupra Iancu. Bună ziua, bun venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Când ați intrat în studioul de emisiunii Capital TV, mă uitam așa la noastră și nu știam exact de unde să vă iau. V-am și spus lucrul ăsta, nu știu de unde să vă iau. Și mi-ați spus că probabil ați că... fost, sunteți sportiv, și așa mai departe. Sportiv am fost mai puțin, dar am lucrat foarte mult timp atât în sport cât și în cultură și probabil de la aceste manifestări culturale și sportive mă cunoaște multă lume. Am înțeles. Ce fel de sport? Ce înseamnă activități culturale sportive? Sunt profesor de educație fizică, iar de la terminarea liceului m-am construit o echipă, am înființat o echipă de atletism chiar în localitatea mea, dându-le posibilitatea și copiilor și tinerilor de acolo să facă sport și altceva pe lângă fotbal, pentru că Ghelaru a fost renumit și în fotbal. Și am construit o echipă, iar în primii ani, după 3 ani de la construcție, am reușit să aduc primele rezultate de nivel național cu campionii a României. În momentul de față antrenez și avem copii din tineri din Ghelar care sunt în loturile naționale ale României. Serios? Da. La ce categorie de vârstă? La cadeți? Cea mai consacrată este Florea Claudia Maria, care este dublă campioană națională de sală la probele de 800 și la 1500. Chiar din acest an și este componenta lotului României de seniori. Foarte interesant lucrul ăsta. N-aș vrea să intrăm direct în problemele comunei, ci să ne legăm un pic chiar de aspectul ăsta. Eu știu că a fi sportiv în ziua de astăzi nu este un lucru simplu dacă nu ești fotbalist și nu joci în Liga 1. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că implică foarte multe cheltuieli din partea sportivilor și că nu prea sunt ajutați din câte știu eu, nici cu echipamente, nici cu mai nimic. Recompensele sunt foarte mici, deși ei duc într-un anume fel numele și renumele României în competițiile sportive. Cum e în cazul acesta? Este adevărat, pentru că dacă iei și pun în balanță jocurile de echipe și sporturile acestea individuale, de la bun început se observă că sporturile individuale sunt mult declasate față de sporturile de echipă. Sportivii nu sunt plătiți la nivelul celor care fac sport într-o echipă, fotbal, handbal. Ei fac sport pentru că le place, doar au niște contracte pe sume modice și indemnizații de efort care la nivelul la care este sportiva mea se ridică undeva la 1400-1500 de lei pe lună. Adică atâția bani primește sau... Atâția bani primește. Păi bun, nu e o sumă foarte mare, nu e nici foarte mică. Dar un echipament profesionist costă, cred că, de 4-5 ori pe atât. Aici avem noroc, pentru că și cluburile
am o colaborare și cu Sport Club Municipal Deva, lucrăm în colaborare câte două cluburi, duble legitimări și necesarul de echipament, de celelalte cantonamente, vitaminizare, medicație, de efort, refacere, totuși le ținem la un nivel destul de bun, pentru că altfel nici rezultatele nu pot să apară. Am înțeles. Și acum, dacă tu sunteți sportiv, profesor de sport și așa mai departe, domnule, ce v-ați dus să faceți sport la primărie, că n-am înțeles, să alergați funcționarii pe acolo? Nu știu, a fost... Ați candidat la primărie, acolo, la sfârșitul anului 2020, culmea e, adică nu e culmea, culmea că ați și câștigat așa din prima. Da, a fost... Atenție la cravată, s-a dus un pic într-o parte. Da. Da, vă rog. Da. Am fost convins până în cele din urmă să candidez, deși am vrut să o fac în urmă cu două mandate. Eu am fost și în ultimile două mandate și consilier local. Fostul primar n-a mai vrut să candideze, dar pentru că venim a avut deja patru mandate, n-am mai și am ajuns la înțelegerea să avem un nou candidat, acela să fiu eu. Am candidat cu aceeași echipă în spate. Am reușit să câștigăm și încercăm să duc în continuare ce au început vechea conducere, pentru că suntem și pe același partid, trebuie să ne asumăm și ce nu am făcut și să le mișcăm puțin mai, vorba aceea, mai sportiv și să încercăm să aducem localitatea acolo, măcar acolo unde a fost mai de mult. Bun, și acum, având în vedere că, bun, una e să fii consilier local, alta e să fii primar. Cum vi se pare la câteva luni de la preluarea mandatului? Sincer să fiu, nu vreau să fiu nici rău, m-am dus cu entuziasm mai mare decât am decât aveți în momentul ăsta. În acest moment, da, decât îl am acum. E că e interesant pentru că eu eram în domeniul în care lucram eu, le-am făcut toate cu vorba aceea cu high-rupul. Le-am făcut și eram pe mentalitatea de a le face foarte bine. S-a și văzut ce am făcut, cred că bine. Și vreau să le mișc și aici în același mod. Aici este puțin mai greu și echipa a început să se miște. Am implementat un program de Smart City. Au început să lucreze pe registratură electronică în primărie, să lucra doar pe sistemul electric. S-au făcut câteva investiții în acest sens și încercăm să mișcăm și să avem un dialog cu cetățenii și acest sistem online și electronic, pentru că în situația aceasta și cu pandemia lucrurile nu mergeau așa cum trebuie. Da, folosesc oamenii din Ghelari, mijloacele de comunicație. Au început să le folosească. Adică aveți internet, aveți fibră optică pe acolo, da, cu comună. Da, și au început să le folosească și noi suntem primii care trebuie să facem acest lucru, cei din aparatul primăriei. Și cei de acolo la început au fost puțin reticenți, acum au început să se miște, lucrurile au început să se miște și din acest punct de vedere. Domnul primar, Ghelariu e o comună care la un moment dat era industrializată, să spuneți dacă greșesc, adică era mina de la Ghelari. Mina de la Ghelari care nu mai e exploatată de ani mulți de zile, sunt și inundată parcă galeriile. Noastră aveți acolo în comună celebra biserică, catedrală, ce e de la Ghelari, vine foarte multă lume să o vadă. Din cauza minei apăruseră uneori probleme la fundația acestei clădiri. Oricum, construcția ei, povestea construcției catedralei sau bisericii din Ghelari este una interesantă, pentru că ea a fost construită în timpul comunismului, când
nu erau foarte darnici cei din aparatul de stat cu construcția bisericilor. Cum e? Mai sunt oameni în ghirar? Sau și dumneavoastră ați fost afectați de fenomenul ăsta de migrare către Occident, către sparanghel, căpșuni, portocale, pampers și altele? Aveți dreptate, ghelarul a fost și acesta a fost și dezavantajul epocii trecute, în care s-a industrializat, dar a fost doar monoindustrializare. Aici s-a întâmplat și acest lucru, s-a întâmplat și la Ghelar, fiind mina acolo, totul a fost legat de mină. Adevărul este că până când mina a fost, acolo au fost și foarte multe activități culturale, a fost sport, a fost învățământul de altă calitate. După închiderea minei, acum s-a închis total, foarte mulți tineri și cetățeni au plecat la locurile de unde au venit, iar noi am început să ne ducem pe o pantă descrescătoare. Aici sunt eu puțin supărat pe această chestiune, că și din punctul de vedere cât am fost consilier local, nu am reușit să fac mare lucru în acest fel, și de asta am și candidat. Pentru că ce încerc eu să fac acum, poate efectul va veni peste ani și ani, iar noi în ultimii ani și după 90 cam același lucru, am încercat doar să reparăm ce n-a fost bine, dar nu am umblat a face ceva pentru a avea efecte în termen. Okay. Am fost ca un medic care nu am prevenit o anumită afecțiune, ci am tratat-o după ce ea a fost. În ceea ce privește cultura, și ați ridicat problema bisericii, da, este adevărat, acolo avem o catedrală care este, cred că este cea mai mare catedrală din mediul rural din Europa și cred că a doua din lume. Mai avem o bisericuță mică care a fost acolo și este lângă Catedrala Mare. Ea aparține acum de un schit care s-a înființat prin 1997, dacă bine mă aduc eu aminte, sub stăreția Maicii Aritina, care încă este acolo. A fost și un seminar teologic acolo la Ghelar de fete, câțiva ani a funcționat. Și această catedrală a fost ridicată de părintele Nerva Florea, chiar în perioada în care în alte părți se dărâmau biserici. Dar văd că sunteți foarte pregătit pe subiectul ăsta. Adică, nu, pentru că sunt din localitate de acolo și le știu. Păi și le știu, din Ghelar știu povestea asta cu... O știu pentru că localnicii de acolo au contribuit la ridicarea bisericii și cu bani și cu multă muncă. Chiar și femeile făceau mâncare și duceau cu rândul mâncare acolo. Știm că materialele pentru construirea bisericii au fost aduse pe calea ferată, apoi cu carele, cu boi, pentru că drum spre Ghelar s-a făcut mult mai târziu, după anii 60. Catedrala a început să fie construită, parcă prin anii 45 a fost o perioadă în care s-au sistat lucrările, au reînceput. Din cauza exploatării miniere, ea a început să crape. Aceste informații le primesc toți vizitatorii când vin acolo la biserică, pentru că și maica care este acolo și părintele parhoc pot să dea informații mult mai succinte decât le dau eu. Cert este că pe programul de închidere a minii s-a făcut un lucru foarte bun și s-a consolidat clădirea, s-au injectat sub ea pilonii de beton, s-a refăcut pictura, acum ea este într-o stare foarte bună, arată bine. S-au făcut și alte investiții și cu ajutorul primăriei și pe programul de închidere a minii, care cred că s-a încheiat undeva prin 2006.
nu știu exact data, atunci s-au mai refăcut și câteva clădiri care erau chiar în zona bisericii, că acolo a fost, a fost cea mai afectată zonă de care a suferit din cauza exploatării minereului din subsol. Acum, îmi spuneați la începutul emisiunii că sunteți mult mai puțin entuziast decât la începutul preluării mandatului. Din ce cauza acest lucru? Din cauza banilor pe care îi aveți sau nu îi aveți la primărie? Din cauza, eu știu, birocrației pe care ați descoperit-o? Ați aflat lucruri noi? Adică, întrebarea directă este, dacă ar fi să dăm timp înapoi, ați mai candida? Cred că aș candida pentru că a fost, da, aș candida pentru că acum să spun că nu mai vreau să candidez ar fi un act de lașitate din partea mea, da. Și aș candida pentru că este o provocare. Acum va rămâne să văd ce voi face peste 4 ani. Dar, în primul rând, entuziasmul ăsta este legat și de bani și de implicarea celor care suntem aleși locali acolo. Atunci când ești ales local, ar trebui să lași la o parte doctrinele politice și orgoliile politice și să încercăm toți de comun acord să facem ceva, să miște lucrurile. Cei care suntem aleși, suntem într-o situație și familială și economică poate peste nivelul celor care așteaptă de la noi ceva. Și atunci noi trebuie să mișcăm lucrurile. Dacă ne batem în orgolii, nu facem nimica. Iar banii sunt principala problemă. Acum bugetul de acest an este puțin mai mare decât bugetul de anul trecut, care este un lucru foarte bun, dar și investițiile pe care vrem să le facem și proiectele pe care vrem să le facem au nevoie de o cofinanțare foarte mare. Și ce vreți să faceți? Păi am început să depunem, am depus câteva proiecte și încercăm să mai avem și alte planuri. Încă nu le spun decât pe cele care le-am implementat. Unele au fost dintre ele aprobate. Așteptăm doar finanțări, care din păcate se dau și pe criterii politice și poate doar pe criterii politice. Poate sunt rău aici, vrem să facem în așa fel încât toți să ne dăm mâna și să reușim să restaurăm furnalul acela de la Govăjdie, care eu știu că tot s-a bătut monedă pe el de ani și ani de zile, de zeci de ani, și nu s-a făcut nimica. Este un punct de atracție foarte, foarte necesar pentru zona noastră. Acolo? Noi suntem localitatea, primăria. El este într-o stare jalnică. Acum proiectul a fost depus. S-au întâmplat câteva manifestări. Niște festivaluri de pictură, festivaluri de muzică fost, da? Da. Pentru a-l scoate în evidență. Cert e că efectele n-au apărut. El este cunoscut de cei care sunt interesați de aceste lucruri. Nu poate fi pus în circuit și încercăm să facem. De asemenea, una dintre problemele care sunt implementate și am apărut pe liste și suntem aprobat este legată de infrastructura drumurilor. Ele... Două secunde vă întreb și îmi cer scuze, că n-aș vrea să trecem așa repede peste furnalul de la Govăjdie. Faceți-mă să înțeleg, domnule primar. Furnalul de la Govăjdie se află undeva pe dreapta drumului județean, cred că e, sau național, nici nu știu. Da. Care merge spre, de la unde? De la Tăliug la Ghelarie, ramificații cu Lelese, cu... dacă țin eu bine minte, să-mi spuneți dacă mă înșel. Cui ar folosi, întreb, cui ar folosi, nu știu, să fie pus ăsta în valoare. În valoare să ce? Să vină omul să vadă acest furnal. Eu am niște filmări făcute cu dronă pe furnalul de la Govăjdie
și să-l introducem ca și obiectiv turistic. Bun, vine turistul de unde? La Hunedoara, în municipiul Hunedoara. Și din municipiul Hunedoara mai face câțiva kilometri să vadă furnalul de la Govâșdie. Așa și? Cu ce-i folosește asta comunității locale? Întreb și eu cum poate ar întreba și altcineva. Adică stai un pic, de ce să ne chinuim noi să facem chestia asta? Ce beneficii ne aduce? Eu zic că și acest furnal trebuie introdus într-un circuit turistic cu, și cu alte obiective de la nivelul localității Ghelar. Acum suntem într-o discuție de a amenaja un punct muzeal și la catedrala din Ghelar, pentru că părintele Nerva Florea, când a făcut acel complex parohial, are o clădire lângă el care a fost construită cu scop de muzeu. Să avem discuții cu cei de la Bunilea, cu casa memorială lui Drăgan Munteanu și să punem toate aceste obiective din zonă, cu Biserica de Marmură și satul de Marmură de la Alun, să le facem într-un circuit care ar aduce pentru început, nu știu dacă va aduce bani, dar vor aduce oameni care să vadă această zonă din România, care este în munții Poiana Ruscăi, și astfel să fim cunoscuți și în viitor probabil vor apărea și alte investiții. Da, aveți dreptate, pe turism. Da, asta e, aveți dreptate, dar pe termen scurt, exact cum spuneați și dumneavoastră, n-ar însemna, din punctul meu de vedere, decât un efort financiar din partea dumneavoastră sau a celui care s-ar ocupa, știu eu, de lucrul ăsta, un efort financiar care n-ar aduce absolut nimic comunității pe termen scurt sau poate chiar mediu. Nu știu câte pensiuni aveți în Comuna Ghelari. Ideea e că, într-adevăr, sunt țări, sunt localități, sunt zone care trăiesc din turism. Dar aceștia au infrastructură, au apă, canal, au pensiuni turistice, au angajați din zona respectivă, oameni care muncesc în zona respectivă, trăiesc, sunt plătiți din banii pe care turiștii îi lasă acolo. Și atunci, asta era un lucru pe care eu nu-l înțelegeam, că iau pe mulți să facem turism la noi în comună, să vină omul să ne vadă. Nu, și vorba ardeleanului. Nu, și vine omul și te vede, dar tu tot mor de foame ești în comună. Și eu sunt pe aceeași lungime de undă, pentru că atunci când s-au făcut primele investiții și au fost primele programe pentru agroturismul rural, s-au făcut în prima fază 3 pensiuni, acum a mai apărut încă una și mai apare încă una. Păi și locuiește cineva în ele, vin turiști acolo sau vine în perioada pandemiei? Stați un pic, că eu sunt rău în privința asta. Știu, pentru că... Deci sunt nenumărate caze, hai să nu ne ascundem după degete, am făcut unul proiect cu... pensiune, a mers, a câștigat 50 de lei pe an acolo în bilanț, omul a ieșit pe profit 5 ani de zile și acum are bine mersi casă, pe bani europeni. Nu este cazul acolo la noi. Cert este că în momentul de față și datorită pandemiei nu mai sunt activități acolo decât evenimente sporadice și limitate, condiționate de timp, pentru că asta este situația. Un lucru rău. Normal că nu este flux turistic acolo ca și la un drum național, la un drum de tranzit, pentru că acolo este o zonă închisă, drumul nu mai duce niciunde, pentru că, deși era un drum, este un drum care traversează toată creasta principală a Poiana Ruscăi și ajunge la Vadul Dobriș, de acolo coboară în lunca Cernii, gura bordului și trece în Rusca Montană, în partea cealaltă. Nu s-au făcut investiții de acest gen în zonă. Au început acum, au apărut în ultimii ani câteva ferme de animale. Eu văd ca toți să-și dea mâna ca cu aceste ferme, cu cei proprietarii de pensiuni, să poată să-i dea drumul la adevăratul agroturism, pentru că așa începe să miște și banii și forță de muncă în zonă.
Acum, cum am și spus-o, mă repet, cu pandemia, lucrurile sunt așa cum sunt peste tot. Și ORECA este afectată. Așa, de așa este. Din ce trăiesc oamenii care trăiesc, care locuiesc în comuna Ghelari? Păi acolo este o problemă. Sunt mulți care lucrează în construcții și fac naveta chiar pe piața Timișoarei și Clujului, foarte mulți. Sunt în jur de 40-50 care fac naveta. Deci pentru a-și întrețină familiile, da, pleacă și vin vinerea. Da, pleacă lunea și vin vinerea seara acasă. Sunt oameni care fac tot așa naveta la firmele de cablu, la încălțăminte, la perdele. Și ce mai sunt, câțiva angajați acolo pe plan local în aceste pensiuni, dar foarte puțin, și în ferme. Dacă au angajați, pensiunile e bine. Da, păi da, au acum, vă dați seama că au 1-2 angajați, cum au și fermele. 1-2 angajați, pentru că nici capacitatea lor de producție nu este una foarte mare, dar și acele locuri de muncă sunt binevenite. Bun, ce mai vreți să faceți în comună? Păi acum ne axăm pe infrastructură. Drumurile au fost făcute în proporție de 70%. Mai avem câteva drumuri care sunt de interes, spun eu, strategic, pentru că este un drum, strada Transilvania, care leagă Ghelarul de Toplița, de coada barajului. Ne ducem cu el până în zona Dealul Mic. Iar dăm posibilitatea de cetățenilor și turiștilor să poată să meargă în acea zonă. De multe ori sunt ghidați după GPS și nu pot să circule, pentru că drumul este impracticabil, doar mașinile de teren pot să circule pe acolo. Este încă un drum care leagă Ghelarul de Govăjdie, ca să nu mai faci ocolișul prin Plosca și te duci și ocolești 20 ceva de kilometri, ajungi în 3 kilometri acolo. Și încă câteva străzi de acolo de la noi, și atunci infrastructura din ceea ce privește drumurile este asigurată. Acum este un proiect foarte mare și amplu și sperăm să fie demarat anul ăsta, pentru că și cei care sunt la butoane, cum se spune, au spus că dau drumul la finanțările pe apă și canal. Noi suntem cu documentele și cu toate cele necesare, sunt depuse, au fost aprobate, așteptăm doar banii, și atunci apa și canalul pentru toate satele de la comuna Ghelar, mă refer satul Ghelar, satul Ruda, Plop, Govăjdia și Cătunul Mănăstire. Da, aveți pe undeva apă și canal? Avem apă canal pe toate satele, avem apă în toate satele. Sunt în localitatea Ghelar, a fost un proiect, dar a fost subdimensionat pentru necesități. Sunt foarte multe pierderi, că atunci au fost niște neglijențe și nu s-a ținut cont de niște chestiuni tehnice. Vechile coloane de apă care au fost făcute de înainte de anii 60-70 au fost lăsate în pământ și foarte mulți dintre ei au făcut așa numitele, în termen popular, bypass-uri, și foarte multă apă să scurge din rețeaua principală pe fostele rețele și pierdere mare. Rețeaua acum va fi făcută... Asta e predată către operator sau e în administrarea noastră? Este în administrarea noastră, pentru că avem serviciu acolo de apă și canal. Și în satul Ruda au fost, prin programul FRDS, făcut un... Acolo este captate niște izvoare cu pompă, cu stații de clorinare separate, și ei au apă. Mănăstirea ia apă de la Ghelar prin conductă dusă direct din Ghelar. Acum urmează ca în acest proiect să fie toți duși la aceeași sursă de apă, care o să fie mult mai modernă și să corespundă și din punct de vedere a debitului și calității care este necesară. Să leagă oamenii la rețele sau... Da, să leagă deja aproape... Toți au în casă baie și au făcut baie, bucătării care sunt dotate. Dar canalizarea este doar pe partea de sat în comuna Ghelar, și,
și zona blocurilor, pentru că acolo așa a fost făcută când a fost industrializarea și cu mina. Cei de pe sate și cei de pe periferie au fose septice, ăia se descurcă în acest sens. Am înțeles. Bun, se descurcă atâta vreme cât au și ei fose septice omologate, da. Acum nu o să meargă nimeni în control la toată lumea, că așa e în România, au mai așa fost, e în tenis, nu? Au mai fost. Au mai fost, da, dar la reclamații, probabil. Păi, că... cred că. Domnule primar, cum credeți că veți reuși să dezvoltați comuna în următorii 4 ani? Ați spus că unele proiecte mi le spuneți, altele nu mi le spuneți. Păi nu, pentru că acum noi am depus și sunt aprobate și pe lista sinteză și la CNI și pe fondurile europene. Ne axăm în primul rând pe apă, canal, drumuri, să terminăm această infrastructură. Lucru care e foarte important este acest furnal de acolo, de la Govăjdie, și mai avem câteva depuse, iarăși aprobate, cu dispensar, un dispensar în localitate. Asta vreau să vă întreb, oamenii, dacă au nevoie de medică, sunt câțiva kilometri de la Hunedoara până, da, la... Da, există un medic de familie, dar are proprietate privată, el este un medic privat, particular, nu? Particular, da, are cabinetul în proprietatea lui. Noi acum vrem să punem fostul dispensar, îi aprobat pentru al moderniza, și atunci acolo să facem și cabinet stomatologic și cabinet medical, pentru că probabil vor fi și alte cerințe altor medici să-și facă cabinet acolo, dat fiind faptul că foarte multă populație au medicii de familie în oraș și li greu și cu acest transport. Nu toți au mașină și e mult mai bine să fie acolo. De asemenea, avem dezvoltare a școlii și infrastructura de învățământ să o punem la punct, inclusiv cu un after school care a început să se miște de acum, pentru că foarte mulți părinți care sunt plecați la servici și în Hunedoara și care sunt și acolo pe plan local, dacă lucrează chiar la cantina socială sau și în pensiuni, vin acasă. Socială? Avem o cantină socială făcută pe un proiect POCU, care... Ah, stați un pic, asta era centrul acela de zi, e același lucru cu centrul de zi unde mergeau copiii să-și facă termenul și acela, asta? Sau ăla nu mai e s-a transformat? Da, ăla a fost cu mulți ani în urmă. Un centru de zi în care copiii mergeau după școală, luau o masă și își făceau temele acolo. Și nu mai e. Nu mai este acest centru. De ce nu mai e? Păi, așa a fost făcut proiectul pentru câțiva ani, după aceea vedeți dumneavoastră, finanțările nu mai vin. Noi acum am încercat, școala a încercat să facă un after school, acum aș fac din nou temele acolo. Proiectul acesta POCU, care a venit în localitatea Ghelar cu câțiva ani în urmă, a dezvoltat o cantină socială și a reușit să reabiliteze 6-9 blocuri, să le facă izolare termică, le-au schimbat și geamurile și le-au ridicat la un nivel foarte și de aspect și de calitate a traiului, a vieții. Acolo, în această cantină socială, luau masa până în acest an, până când a venit pandemia, 80% din elevii școlii, plus persoanele vârstnice, cei cu probleme sociale. Deci 80% din elevii școlii luau masa acolo? Da. Asta înseamnă că 80% dintre ei se încadrau la... Se încadrau, da. Nu erau foarte stricte în ceea ce privește masa. Am înțeles regulile. Pentru că acolo cu serviciile acestea pentru copii trebuie să fii mult mai relaxat în selecție. Știți ce vreau să vă întreb? Că, na, acum câte bordei, atâta obicei. De obicei tinerii, adolescenții sunt mai fițoși, așa, nu prea merg pe la cantina. Păi de-aia am spus 80%, pentru că cei mari nu merg.
Da, bun, chiar dacă era un grup lețintă. Reprezintă foarte mult. Foarte mult. Și populația școlară a scăzut foarte mult, că vorbim acum de o populație școlară undeva la 120 de elevi. Când am fost eu elev, eu am terminat liceul în 1990, generațiile din 84, 85, 86, 87, eram la școală 3 clase paralele cu peste 25 de elevi per clasă. Acum nu mai avem o clasă care să aibă 25 de elevi. Și aici asta din cauza că a scăzut numărul de copii sau dimpotrivă au migrat spre învățământul din municipiul Hunedoara? Au migrat spre învățământul din municipiul Hunedoara pentru că nici noi, și eu aici îmi asum și eu culpa mea, că degeaba am dat din gură, n-am fost ascultat de cine trebuie, pentru că făcând ceva și creând la acești copii diferite activități, să le facem tot felul de facilități, atunci ei nu mai pleacă. Eu mă confrunt și cu chestia sportivă. Am început sportul, atletismul, și am făcut un club privat în 2006, pentru că clubul Minei s-a desființat și am avut echipă de fotbal și această echipă de atleți. Cu toate acestea, au fost copii care au plecat spre liceu cu program sportiv din Deva, pentru că noi n-am făcut acolo o infrastructură. Atâta timp cât erau la școală undeva la 180-190 de elevi, pentru aceea trebuia să creăm atunci condiții, să le facem pistă de atletism, având și campionii României, să le facem condiții pentru sport, să le facem activități culturale, educative, și atunci ei, având ce să facă după masa și după orele de curs, prin aceste activități puteau să și vadă țara, puteau să umble la diferite manifestări, atât de nivel județean cât și național, atunci ei rămân. Atât timp cât noi după școală nu le-am mai oferit nimic a tinerilor, automat că părinții lor, și pe bună dreptate, au încercat să-i ducă undeva unde au avut alte șanse de a... Alte oportunități. Și mi se pare normal acest lucru. Bun, totuși, copiii aceia care au rămas și care învață în continuare, ce aveți acolo, clasele 1-12 sau cum? Da, până în acest an am avut liceu teoretic din 1991. Chiar tatăl meu a fost director acolo, el a venit în Înghelar în anii 70. În 74 am înființat școala cu clasele de 10 ani, cu 10 clase, după care și un învățământ seral, pentru că foarte mulți elevi care terminau 10 clase se angajau la mină sau la combinat în Hunedoara, pentru că erau în această industrie, se angajau majoritatea. Și fiind și angajați, făceau învățământul seral. După anii 90 am ființat un liceu de mate fizică, după aceea el a devenit teoretic. Din lipsa copiilor, din lipsa preocupării și a părinților și materialului biologic, am ajuns la concluzia că nu mai este viabilă aceste clase cu profil de mate info, pentru că am avut și multe eșecuri cu acest bacalaureat făcut, din punctul meu de vedere, așa grăbit, și atunci s-a făcut o transformare foarte rapidă. Calitatea copiilor nu mai era ce a fost înainte, pentru că de acolo, de la liceul din Ghelar, de la secția de informatică, au plecat oameni, inclusiv fratele meu, care a lucrat în cele mai mari companii de IT din lume. Vorbim de IBM, și acum lucrează în Atos, pentru că s-a întors în țară, că nu a vrut să stea afară. Are 4 copii, s-a întors în România. Și sunt alți informaticieni, care am fost și eu diriginte, care lucrează în firme de prestigiu în informatică. Dar calitatea copilului este dată de Dumnezeu și nu putem noi să facem mai mult decât faci... Bun, acum și degeaba pui un trandafir de soi între spini, că nu o să... Da. Și atunci am ajuns la soluția a face, fiind și turismul acolo, de a face o școală profesională pe acest nu speță, pe acest sector turistic. Învățământul dual, da? Da, foarte bine. Am făcut o școală profesională pentru a crea oameni lucrători în administrație publică,
chelneri, ospătari, bucătari, care merge bine. Acum am avut prima, anul acesta a fost prima promoție care a absolvit și a fost și ultima promoție de liceu de Mate Info care a absolvit liceul, care au terminat. Acum mergem pe această variantă cu școala profesională, să vedem cum merge. Mai avem câțiva copii care vin și de la Unedoara și de la Teluc. Sunt interesați de această meserie și cred că aici vom rămâne pentru mare parte. Dar, cum am spus, trebuie să creăm tot felul de activități și în timp pot să apară efecte, inclusiv pe linia sportivă. Acum derulăm un proiect și în cel mai scurt timp ne apucăm să renovăm stadionul de acolo, sunt un proiect pe bani europeni, nu pe bani guvernamentali, și facem și o pistă de atletism. Vă dați seama, din 2001, primul campion național al României și de atunci au venit o pleiadă de campioni, noi n-am reușit să facem un metru de pistă pe care să antreneze la nivel de performanță acești copii, care au și rămas acolo și au excelat prin rezultatele lor. Ce să zic, că, domnule primar, maxim 4 minute de emisiune mai avem, timpul zboară foarte repede. Da. Dacă dumneavoastră credeți că vreți să le transmiteți ceva celor din comuna Ghelari, să le spuneți ceva în mod special, vă rog să o faceți acum. Ce să le pot să le transmit? Că mă gândesc că ați câștigat cu niște promisiuni, ați promis ceva acolo, ați spus că faceți. Da, oameni, da, am spus că încercăm să mișcăm lucrurile, facem... Cum îi simțiți acum pe oameni? Oamenii îi simt aproape de mine, bineînțeles că sunt și critici, sunt și oameni cu alte păreri, ceea ce este foarte bine pentru că cineva trebuie să tragă și semnalul de alarmă. Cert e că singurul lucru care le spun și când mă întâlnesc cu ei și îi rog și pe această cale, să fie mai aproape de noi când au probleme, să dea un telefon și să vină chiar la sediul primăriei, pentru că tot timpul ușile la primărie, le-am spus și la funcționarii din primărie și colegului meu care este viceprimar, sunt deschise tuturor și să încercăm să mișcăm și noi prin ei, prin diferite, și le mulțumesc pe această cale, prin acțiunile de voluntariat pe care le-am făcut în ultimile 3 săptămâni de curățare a drumurilor din localitate și a DJ-ului, a drumului județean, pe marginea drumurilor, care au venit foarte mulți oameni cu utilaje de acasă și am făcut o activitate care se vede și când merge acolo. Și mâine o să avem o nouă acțiune de genul ăsta. Săptămâna viitoare, în cursul săptămânii, după orele de muncă a oamenilor, încercăm să facem câteva activități de voluntariat și de igienizare în zona parcurilor din localitate și oamenii, dacă au timp și cât timp au, să încerce să miște și ei lucrurile, pentru că personalul din serviciul de salubritate este limitat, e vorba de 2-3 oameni acolo și cu ei nu putem să facem atâtea activități. Sunt bună acțiunea asta de voluntariat, mai ales dacă sunt ale comunității și pentru comunitate. Da, și oamenii s-au anunțat pe Facebook și au venit, chiar nu am dat telefoane, n-am pus anunțuri că îi rugăm să vină, oamenii s-au anunțat unii pe alții și s-au strâns de fiecare dată peste 20 de persoane. I-am împărțit pe multe sectoare ca să nu fim mulți într-o la oaltă, pentru că și situația cu pandemia ne obligă să stăm cu această distanțare și am făcut lucruri frumoase. Împreună cu ei cred că vom face lucruri și mai frumoase și îi rog ca de fiecare dată când au probleme să vină acolo și să încercăm să le găsim soluții, nu să găsim soluțiile prin mesaje pe rețelele de socializare. Asta e la modă. Asta este la modă, ni le asumăm și... Sigur. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, ar mai fi fost multe de discutat, dar poate cu o altă ocazie, ca să spun așa. Vă mulțumesc și eu și am încercat să punem câteva chestiuni
pe masă, cum se spune. Mai sunt multe lucruri de discutat, dar vedeți că timpul trece și zboară repede. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, vă doresc succes pe mai departe. Mulțumesc și eu și o zi bună. Stimați spectator, Toma Iancu Emerson, primarul Comunei Ghelare, a fost invitat la fotoliul cu ghinț. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu noi, numai bine! Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul aia, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.